Bună dimineața! Numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube, Școala de Trading. Haideți să vedem cum arată Bitcoin-ul în dimineața aceasta. Păi, se pare că de aseară a avut o corecție dravănă, adică a testat 64.850, mai jos decât puneam eu 66, deci s-a dus mai jos, a cam rupt tot ce avem noi pe aici, n-am mai ținut nimic, dar e bine, atâta timp cât a avut corecția asta și a ținut 64.850 deocamdată, eu zic că e foarte bine. Aici a intrat ceva profit, da? Scăzut până la 62, s-a întors înapoi la 64 și dacă ține suportul, eu zic că suntem foarte bine. Pe un time frame mai mare, de corecția asta aveam nevoie, clar, da, era normal să întâmple lucrul ăsta. Totodată, haideți să vedem pe un time frame și mai mare, suntem bine. Asta e un doji foarte mare, foarte mare, da, uitați cât a avut într-o zi, cât a crescut și a scăzut, da. Deci, practic, $10%, adică $6.000 a crescut și a coborât, da? Fantastic. Bun, e foarte important ca lumânarea de astăzi să fie peste 64.800, ar fi ideal. Dacă coboară, nu e bine, nu e bine deloc. Dar dacă mergem pe un time frame și mai mare, pe weekly, e ok, haideți să mergem pe 2 săptămâni. Suntem bine. Pe 4 ore am rupt 50-ul. Dar eu zic că a ținut EMA 200, EMA 55, și o să vrea să întoarcă. Asta ar fi fantastic, da? Bun. Acum haideți să vedem pe un time frame mai mic. De ce spun pe un time frame mai mic? Ca să ne dăm seama ce vrea să fac. De exemplu, vedeți că aici are un suport și o rezistență foarte mare. Dar, totuși a testat EMA 55 și avem aici o rezistență foarte mare. Ce înseamnă EMA 200? Practic n-a putut să o rupă. Dar, eu zic că o mai testează un pic și o să plece de aici. Și acum o să avem 64.066. Hai să facem linia asta, să o schimbăm un pic, să o facem altă culoare. 66.343, o rezistență foarte puternică, unde de fapt a fost rezistență, a rupt-o, a luat-o suport, a plecat și acum o să fie iar rezistență, da? Până nu rupe pasta să intre înapoi în canal aici, nu pleacă. Dar, totodată, practic tot o consolidare și asta, da? E o consolidare la un nivel mai mare, da? Deci, vă spuneam, tot ce este peste 60.000 este consolidare. El încă nu s-a rupt, da? Ca să se rupă și să plece, trebuie să facă un singur lucru, da? Vedeți? Zona asta de aici, da? Zona asta de aici este o zonă de consolidare. Iar el a revenit înapoi la zona de consolidare. Ca să plece, vârful ăsta de aici trebuie să plece și aici trebuie să le ia suport. Și trebuie să nu mai coboare de aici. Când, momentul când a stabilit lucrul ăsta, să vă țineți bine. Atunci a plecat. Da? Dar până atunci, acum iar a căzut în zona de consolidare. Da? Când nu o să mai coboare sub 66.500, atunci eu zic că a plecat. Dar până atunci se consolidează. Și e normal să facă lucrul ăsta. E absolut normal. Absolut normal. Haideți să analizăm câteva monede pe care mi le-a cerut. Una dintre ele este... Haideți să vedem. Pac, 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 pac. LRC, da?
Haideți să vedem ce face LRC-ul. Stați să ștergem un pic aici. Deci vreau să vă spun că astăzi au fost niște ponturi super, da? LRC-ul, chiar am spus mai devreme, a făcut așa. Ăsta este un invert hand and shoulders, da? Umăr, cap, umăr, da? Și cum se calculează asta? Next target 466. Ăsta e next target. Ca și idee, dacă am pune aici 5 6 1 8, o să vedem ceva interesant. Da? Ba chiar mai mult. Ia să vedem. Scuze, 6. Da? Deci next target 5, 6, 1, 8 sau 6, 6, 1, 8. Adică 4 dolari și 18 sau 4,90. Cam atât avem, da? Să știți. 2 secunde. Deci cam așa îl măsurăm. Da? Și de aici când pleacă, ăsta e targetul. Da? Să știți să vă faceți o idee. Bun, inclusiv, da? Asta face. Deci aici avem un invert and shoulders, da? Un hand and shoulders întors. Bun, avem câteva monede spectaculoase, da? Inclusiv ponturile care au fost astăzi pe canalul de Discord, da? CTSU, da, a fost cel mai tare. Deci la 1-2, da, a creat un triunghi ascendent unde l-a testat de câteva ori. A fost, deci la 1-2 la ora 9:40. Ia să vedem ce a făcut CTSU. Păi ce să fac? S-a dus de aici 20-30%. Da? Deci de când a rupt de aici, 17%. Bine, s-a dus mult mai mult. Cam asta găsiți, da? Încă vă țin în suspans cu proiectul, da? Pe care vreau să-l fac. O să vă spun cât de curând, da? Dar vreau să vă spun o chestie. Mă întreba cineva legat de proiect. Haideți să vă spun o chestie foarte interesantă. De exemplu, eu personal, ca și o chestie etică pentru comunitatea mea, dacă aș avea cel mai șmecher, cel mai tare proiect ever, nu l-aș scoate acum. Adică în bull market-ul, când știm că mai sunt 2 luni, 3 luni. Da? Nu l-aș scoate, fiindcă din punct de vedere etic, da? Eu îmi doresc ca voi să vă bucurați maxim de bull market-ul ăsta. Dacă eu aș scoate proiectul acum, l-aș lista acum, practic eu m-aș bucura de banii voștri, iar voi ați pierde bani. Ceea ce nu este etic. Iar eu știu lucrul ăsta. De asta vă și spun, dacă vrei să investiți în momentul de față într-un proiect nou, nu. Nu. Și haideți să vă spun de ce. Pentru că în loc să vă investiți într-o monedă care are potențial și să vă faceți ceva bani în bull market-ul ăsta, voi practic investiți într-un proiect mort. Orice proiect poate să fie cât de șmecher ar fi, dacă îl listăm acum, da? N-are potențial să plece decât dacă este listat pe Binance sau pe exchange-uri mari și puternice. Da? Asta clar. Iar tocmai de asta nu o să fac chestia asta. De ce? Fiindcă stăm liniștiți, relaxați. Da?
Așteptăm să treacă bull market-ul, adică din punctul meu de vedere, de la decembrie, ianuarie, tot anul care vine suntem în bear market, da? 2022 suntem în bear market, tocmai de asta nu ne stresăm, iar atunci facem locurile exact așa cum trebuie, da? Iar proiectul, credeți-mă, am vorbit cu o grămadă de oameni, din punctul meu de vedere și al lor, o să fie ceva spectaculos, da? Fiindcă ce o să fac eu nu face nimeni, da? Și nimeni nu-și dorește ca oamenii să profite maxim, da? În principiu, cam așa stau lucrurile. Vreau să vă doresc o zi minunată. Dacă vreți să intrați pe canalul de Discord, trebuie să țineți minte chestia asta. Foarte mulți mă întreabă, domnule, dacă cum intrăm pe canalul de Discord? Pur și simplu, intrați în școala de trading cripto, da? Intrați la rubrica analiză tehnică Discord, da? Dați aici să vedeți ce primiți, da? Și dați bai. Asta e tot. Foarte simplu, da? Bun, în principiu cam atât am vrut să vă arăt. Vreau să vă doresc o zi minunată, baftă în trading și relax, răbdare. Doamne ajută, o să fie super bine. Doamne ajută!